Sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să o împreună cu noi. Și în această seară, ca de fiecare dată, avem onoarea de a avea un invitat deosebit în studiul nostru, de la distanță, un slujitor al Lui Dumnezeu, un prieten și un om care uh, aleargă pe câmpul Evangheliei. Și înainte de a trece la tema și la uh, discuția din seara aceasta, dați-mi voie să vi-l prezint pe fratele pastor Mircea Ursul, pastor al Bisericii Creștine Baptiste, Sfânta Trăime din Lupen. Frate păstor Mircea, bine ai venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Distinși! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și spectatorii, telespectatorii Și, în adevăr sunt niște oameni deosebit, niște prieteni, oameni care sunt fidele misiunii noastre și care ne urmăresc de fiecare dată cu plăcere. Uh, dragă Mircea, în seara aceasta am onoarea să stau de vorbă cu tine și să ne uităm puțin uh, la câteva lucruri care țin de viața noastră de zi cu zi. Uh, în primul rând, fiind pentru prima dată într-o emisiune cu noi, cu Produces Media, aș vrea să ascultăm câteva lucruri despre tine. Foarte, sunt probabil persoane care nu te cunosc, care știu mai puține lucruri despre tine ca om al lui Dumnezeu, ca slujitor. Și apoi împreună cu ajutorul Domnului, având bineînțeles învățătura biblică în spate, în care spune să vegem unii asupra altora, aș vrea să ne uităm puțin la, la noi. Când spunem asta, vegem unii asupra altora, ne uităm la noi, la Comunitatea Evanghelică, în special și chiar la cea baptistă, Uită-te la modul în care a evoluat, să spunem așa, sau s-au schimbat lucrurile în ceea ce privește viața noastră a creștinilor evanghelici și, în mod special, în bisericile baptiste. Și aici mă refer la la lucrurile care țin de, de tot ce înseamnă viața asta în ultimii 30 de ani. Știu că ai, ești în București, ai terminat așa ca o introducere uh, în anii 90, deci practic ți-aduce aminte de anii 90, să ții minte ca punct de referință. Deci au trecut multe lucruri de atunci, multe s-au întâmplat și ce a fost atunci cu siguranță nu mai este astăzi, vedem astăzi. Așa că împreună, Vreau să nu uităm așa, o, aș vrea să aud și părerea ta care este viziunea despre ceea ce se întâmplă astăzi, unde, unde am fost și unde am ajuns. Și asta vorbim la, inclusiv despre închinare, vorbim despre predicare, vorbim despre răspunsul nostru la crizele astea prin care am trecut, fie că vorbim de pandemie, fie că vorbim de, de criza aceasta economică, da? de migrație, bisericile care au rămas, oamenii au plecat la muncă, sunt multe, multe lucruri ca asta. Dar vreau să ne uităm bineînțeles și la lucrurile pozitive, dar și la cele negative pe care, în tot așa, să le scoatem în evidență și să vedem apoi, spre final, dacă putem face ceva, dacă putem și dacă mai e loc să facem ceva și să... Asta în spiritul, bineînțeles, în spiritul biblic, în ceea ce spune Sfânta Scriptură să facem. De asemenea, vreau să ne uităm puțin și, despre, și la interacțiunea noastră cu lumea externă. Suntem sare și lumină? Sau ce ar trebui să facem? Sau cum crezi că ne-am descurcat până acum? Sunt lucruri care n-am fost pregătiți. Și nici voi ca păstori în școala biblică dați în seminar, n-ați fost pregătiți să dați un răspuns, știu eu, Ideologiul de stânga, la vremea respectivă nu, acum s-au mai schimbat lucrurile, dar pe vremea aceea. Cum ne-am adaptat? Ce putem face? Ce facem cu tot ce înseamnă ideologia aceasta, cu educația sexuală, cu, cu tot felul de legi din acestea care practic dau la temelie sau atacă, lovesc la temelia uh, Evangheliei, la ceea ce înseamnă ideologia uh, iudeo-creștină. Da, valorile iudeo-creștine, așa cum le numim, pentru că sunt într-adevăr valori care au au dus societatea asta așa unde suntem astăzi. Deci, hai să începem cu... Cum vi se pare uh, tema discuției, în primul rând? E ok? O, oh, sigur, sigur. Și interesantă și de-abia aștept să discutăm. Hai să începem cu tine, Mircea. Spune câteva lucruri despre tine. Uh, chiar vreau să te cunoaștem. Ești un nu? copil al Domnului, un dojitor, așa că uh, orice crezi tu că ar trebui să știm, noi telespectatorii, te rog frumos să ne spui. Uh, și... Apoi trecem la celelalte întrebări. În primul rând, pentru că sunt pentru prima dată în cadrul emisiunilor voastre, vreau să-ți mulțumesc pentru oportunitatea și posibilitatea ce mi ai oferit-o să pot să fiu în această seară cu cei care ne ascultă și ne privesc. Așa cum spuneai, numele meu este Ursul Mircea. Am 49 de ani, anul, săptămâna trecută, am împlinit 49 de ani. Dumnezeu m-a binecuvântat cu un har deosebit. Eu m-am născut într-o familie de credincioși baptiști. Sunt a patra generație de baptiști din, din familia noastră. Străbunicul meu a fost printre primii credincioși din satul nostru. M-am născut în localitatea Răchitova, în zona țara Hațegului și mulți dintre cei care locuim în țara Hațegului ne place să spunem că este cea mai frumoasă țară și vă invităm să o vizitați. Am crescut în familie de credincioși baptiști, am crescut cu principiile biblice, am crescut învățat fiind să mă rog și să citesc Scriptura. Am avut harul să am un bunic foarte credincios, un bunic care... De când eram mici, împreună cu sora mea, ne, ne chemam mai ales în serile de, de iarnă și toate povestirile biblice ne le relata, astfel că de atunci am învățat multe versete din Scriptură, ne provoca să slujim în biserica din sat, avea modul lui interesant și a fost bine și pentru noi, a fost bine și pentru, pentru el că ne provoca. În ce sens? Pentru fiecare verset biblic și fiecare poezie spusă în duminica următoare, ne plătea cu câte un leu. Pentru fiecare cântare cu câte cinci lei. Acum, în anii 80-80 și ceva, asta însemna ceva pentru, pentru copii. Așa că am crescut acolo în familie și aș putea spune că am fost așa un, un copil religios, în sensul că îmi plăcea să citesc scriptura chiar foarte mult. Ajungeam zilnic până la 20 de capitole să citesc în scriptură. Undeva de la adolescență, 13-14 ani, aveam eu, am învățat și credeam că trebuie să și am zile de post și posteam ca farisei de două ori pe săptămână. Dar în modul în care înțelegeam eu atunci și am crescut în, în biserică, dar și acum în minte îmi vine mereu și mereu seara aceea de 6 ianuarie 1991. A fost o seară deosebită pentru mine, era o seară de evangelizare ce venea după alte șase seri, o săptămână întreagă de evangelizare. În seara aceea era un predicator din Statele Unite care habar n-avea cine sunt, nu mă cunoștea, eram acolo în biserică, Însă, într-un mod providențial, Dumnezeu i-a pus pe buzele predicatului respectiv cuvintele următoare care au lucrat într-un mod aparte în viața mea în momentul acela, în seara aceea. Cuvintele sunau cam așa. Să nu crezi că dacă ai tată și mamă pocăit, dacă ai bunic și bunică pocăită, și tu ești pocăit. Tu, de fapt, trebuie să te pocăiești. În seara aceea, părinții mei erau în biserică, Bunicii mei erau în biserică, în seara aceea a fost momentul în care Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, a declanșat în inima mea momentul acela al cercetării, al deciziei și din seara aceea m-am decis pentru Domnul, aveam 17 ani, m-am decis să-L urmez pe Hristos, a urmat apoi procesul de, de cateheză și în data de 22 septembrie 1991, L-am mărturisit pe Domnul în apa botezului, în biserica din localitatea în care m-am născut. Acum, după momentul acesta, Dumnezeu a adus din nou o altă clipă în viața mea, când am fost provocat să urmez cursuri biblice modulare pe care Biserica Baptistă Betania din Sibiu le ținea. Județul nostru, la vremea respectivă, aparținea de comunitatea de Sibiu. Și se țineau cursuri și la Brădățel, tabăra creștină de la Brădățel și la biserica din Sibiu. Și am urmat cursurile acestea, mi-a plăcut, am fost foarte atras și de la vârsta de 17 ani Dumnezeu m-a îndrenat și am luat decizia să mă îndrept pe o școală teologică, deși până atunci cochetam și îndrăzneam să gândesc și vroiam să, să urmez o facultate, de, facultatea de drept. Dar din momentul acela, Dumnezeu m a îndre îndreptat îndrept, îndrept, spre Institutul Teologii Baptist din București. În 92 am terminat liceul, m-am -am înscris la Institutul Logic Baptist din București, însă în 92 n-am fost primit. În faza eliminatorie era regula să ai 2 ani de la botez. Eu aveam doar un an, eu și cu încă doi colegi. Cu care am devenit apoi anul următor colegi. Am fost trimiși acasă și mi-amintesc că acum în gara de nord eram eu cu încă un, un coleg. Plângeam când sunam acasă și le spuneam că trebuie să venim. Acum, cred că Dumnezeu, într-un mod providențial, a hotărât să mai stăm încă un an acolo, cel puțin pentru mine. Am aprofundat mai mult, m-am reînscris apoi, am uh, intrat la Institutul Logic Baptist din București în 93. Și l-am absolvit în 97, așa că sunt generația după anii 90. În 97, de fapt, pe parcursul anilor, institutul ne trimitea în fiecare practică, și de iarnă, și de vară, și de primăvară, în diferite biserici, biserici care solicitau ca studenții să vină să-i cunoască. Am fost în mai multe biserici, două s-au orientat într-un mod special asupra mea. Biserica Baptistă din Ploiești și Biserica Baptistă din Lupeni. Acum, și aici e foarte interesant cum am ajuns la, la Lupeni și cum am ajuns să slujesc în Biserica Baptistă din Lupeni de 26 de ani din 97. Îmi aduc aminte și acum, în iarna lui 97, era în ianuarie, stăteam de vorbă cu Comitetul celor de la Lupeni și îmi propuneau să devin pastorul lor, am stat de vorbă cu comitetul din vremea aceea, dar în mintea mea gândul era mai mult spre Biserica Baptistă din Ploiești. Era o biserică mult mai mare, mulți tineri aproape de București, potențial mult mai mare decât în Valea Jiului. Și în mintea mea mă gândeam, puteți să spuneți și să promiteți voi ce vreți, că oricum nu o să, nu o să vin la, la, la Lupeni. Am fost ales la Ploiești, însă am găduit Dumnezeu un un accident în viața mea, un accident de tren, a urmat o operație chirurgicală dificilă, în care Dumnezeu într-un mod deosebit m-a salvat, m-a vindecat. Țin minte că la o lună după operație am mers din nou în vizită la medicul ce m-a operat în la spitalul Floreasca din București și l-a întrebat cât de grav a fost situația mea și el a mărturisit următorul lucru. Aici a fost mâna lui Dumnezeu, am intervenit ca și medic, dar dacă Dumnezeu nu intervenea, nu mai avea șanse. Am înțeles în momentul acela că Dumnezeu, într-adevăr, pe mine mă dorește în lucrare, mă vrea în lucrare și că are pregătit locul în care să slujesc. După accident, așa am simțit că, deși Biserica din Ploiești mai ales, nu cred că este locul meu acolo. Au urmat imediat frații din Lupeni, au auzit despre decizia aceasta, au venit la mine acasă. Țin minte, era luni după sărbătoarea florilor. Și au venit patru din o delegație de frați de la biserica din Lupeni. Au venit și le-am propus ca în săptămâna mare să stăm în rugăciune și în post, și a doua zi de Paști să fiu la ei să predic și atunci voi da, voi da răspunsul. Și în clipa aceea am simțit în săptămâna aceea că trebuie să merg la lupeni. Așa că biserica în care la început nu doream să merg, Dumnezeu, prin evenimentele pe care le-a coordonat în viața mea, a hotărât că acolo trebuie să fiu. Și vă mai spun încă un lucru. Am avut o perioadă de mari frământări lunile iulie și august. Frații spuneau, după ce am luat licența, să încep și am spus, lăsați-mă până în septembrie. La 1 septembrie vin, mă angajez și începem luna, lunile de vară, vreau să fiu puțin mai liber. A fost o frământare enormă în care mă gândeam, oare am făcut eu bine ca măsa biserica din Ploiești și am venit la Lupeni? Însă, 1 septembrie, 2 septembrie, 3, 4, prima săptămână, a doua, a treia săptămână, cu fiecare zi, cu fiecare săptămână, mi se consolida în mine credința și încrederea că la Lupeni este locul în care să slujesc. E, așa am ajuns la Lupeni, așa de 26 de ani slujesc în Biserica baptistă din Lupeni și uh, am găsit o comunitate de credincioși baptiști deosebiți, am găsit acolo o biserică ce a reprezentat pentru mine ca și o familie, o biserică care mă iubește enorm, se roagă pentru mine, simt lucrul acesta și pe care o iubesc și uh, mulțumesc Lui Dumnezeu pentru oamenii pe care am avut acolo în Lupeni. Slavă și Domnului! Slavă Domnului! Deci o mărturie extraordinară. Deci, practic, uh, Dumnezeu a coordonat așa lucrurile, a aranjat toate lucrurile astfel încât să ajungi acolo unde vrea El, unde probabil vroiai tu. Și iată că de atunci ești în continuare în Lupeni, uh, în zona aceea în care, într-adevăr, o zonă, aș spune eu, nu tocmai ușoară. Pe vremea comunismului a fost o zonă foarte înfloritoare, nu mai știu cum e acum și câți oameni mai sunt acolo. Foarte mulți probabil au plecat deja din... Și, dar dacă Dumnezeu te-a chemat acolo, slavă Domnului și uite că lucrarea merge în continuare. Acum, dacă mi este permis, te rog. eu am venit în 97, era exact perioada în care au început disponibilizările o perioadă grea în care mulți n-au înțeles ce înseamnă. Mulți au fost păcăliți, au luat bănuții care îl s-au dat și apoi au rămas în imposibilitatea de a-și plăti facturile și alte. Și acum venind în zonă acolo, după puțin timp am înțeles de ce Dumnezeu chiar mă vrea acolo, pentru că clădirea nouă pe care fostul păstor, fratele Ciocan, împreună cu cu ajutorul Domnului și cu implicația multor din biserică, au ridicat-o. Era o clădire conexă, clădirea bisericii cu, conexă cu clădirea orfelinatului și era o clădire goală la vremea respectivă. Și atunci cu cei din comitet am spus trebuie să facem ceva. E, Valea Giluio era o zonă și încă este o zonă, dar mai ales atunci era o zonă cu multe probleme sociale. Și clădirea respectivă trebuia să-și împlinească menirea pentru care, a fost, pentru care a fost ridicată. Biserica a fost ajutată și în ridicarea clădirii și a orfelinatului de către o biserică, soră din Anglia și o anumită asociație. În 1998 am fost invitat să merg în Anglia, stau de vorbă cu ei să vedem ce putem face. M-am rentor în toamnă și atunci unul dintre frații care acum este directorul casei de copii din Lupeni, a venit la mine și mi-a spus deși condițiile sunt atât de precare în zonă, am putea cu forțe proprii să deschidem orfelinatul cu 5 copii. Și mi-a prezentat o listă la gramaj cu tot ceea ce avem nevoie. M-a convins și am spus ok, vină în fața comitetului. A convins comitetul în octombrie 98 am avut adunare generală extraordinară și am hotărât să începem cu forțe proprii, pentru că cei care erau din Anglia au spus: O să vă ajutăm dacă vă ajutați voi întâi. Și atunci, ăsta a fost mesajul cu care m-am reîntors la comitet în țară. Am început din ianuarie 99, împreună cu fratele respectiv să luăm toate aprobările. S-a înființat Asociația Umanitară Casa de Copii Lupeni, și în mai 99 am adus primii patru copii, copii orfani, și am început preț de câteva luni cu voluntariat. Oameni din biserică cu patus, cu dorință, nu știau ce înseamnă așa ceva, dar Dumnezeu a pus în inimă lor și. Apoi am fost ajutați de către asociația respectivă și Dumnezeu a purtat de grijă într-un mod providențial. Mi-aduc aminte într-o. Într-o toamnă era septembrie, 13 sau 14 septembrie, contabila spunea: Nu avem bani ca să plătim salariații mâine sau pe mâine. Ce facem? Ne rugăm. În ziua respectivă, o asociație din, o fundație din, din Timișoara mă sună și spune: Pentru voi s-au trimis anumită sumă de bani. Ce acoperea exact? Exact salarele respective. Așa că ne-am ne implicat și ca și biserică ne-am implicat și pe plan social, pentru că era în tradiția Bisericii Baptiste din Lupin. Biserica Baptiste din Lupin are o istorie de 111 ani. Anul trecut am, am sărbătorit 110 ani. Anul 1912 a fost anul în care Dumnezeu a ridicat Biserica Baptistă, anul în care Titanicul mergea la fund. Biserica Lui Hristos se ridica și și a rămas în picioare și va rămâne, pentru că Domnul este stăpân peste toate. Slavă Domnului! Mă bucur uh, pentru Amin. această mărturie. Uite modul frumos în care Dumnezeu lucrează atunci când are El în plan să facă lucrul acesta. Uh, Mircea, mergem în seara asta puțin mai departe. Uh, spuneam că suntem în, în România, suntem într-o zonă... Uh, să spunem binecuvântate de Dumnezeu, la intersecția multor curente și să spunem și binecuvântări, dar și provocări. Și cel puțin în ultima perioadă biserica a trebuit să se acomodeze, să învețe să supraviețuiască, să facă față de unor provocări pe care nu le-a avut. Și toate aceste să spunem schimbări, bineînțeles au afectat societatea întreagă dar implicit noi fiind cetățenii pământului acestea automat schimbându-ne noi am venit cu schimbarea aceasta în biserică, schimbări pe care și voi slujitori le vedeți și le observați și de obicei lucrurile astea afectează se văd, în primul rând am spus, problema aceasta a migrației problema COVID-ului a războiului, a crizei economice ai trecut prin astea din plin și le vezi cu ochii tăi. Dezvoltarea internetului, ceea ce facem noi acum, este o emisiune prin internet, clar, a adus avantaje și dezavantaje. Virtualizarea aceasta. Accesul mai ușor la informație, preocupările credincioșilor. S-au schimbat foarte multe lucruri, și uitându-ne la toate, vedem că biserica, așa cum este astăzi, sau credincioșii, hai să când zicem, biserica ne vorbim despre oameni, despre cei care fac parte din comunitatea aceasta, nu mai sunt așa cum îi știam noi în anii 90, sau poate chiar înainte, ci sunt altfel. Nu mai vorbim de generația tânără, copii, adolescenții. Parcă au alte preocupări și, într-adevăr, te aduc provocări și ne uităm așa în viitor și spunem, băi, oare mai avem vreun viitor? Mai mai putem spera la o altă aniversare sau știu eu. Sunt lucruri care, care sunt. Sunt biserici, într-adevăr, care au rămas uh, goale, că oamenii au plecat, s-au găsit de lucru. Uh, pe de altă parte a fost și, pro, și avantaje, că mulți au deschis biserici acolo unde s-au dus. Deci, când vorbim de schimbările acestea, ai să -ul în ultimii 20-30 de ani, sunt și pozitive, sunt și uh, mai puțin pozitive. Uh, așa, uitându-ne uh, prin lumina Scripturilor, cum vezi situația actuală a evanghelicilor, a baptiștilor, în general a comunităților acestea din care facem și noi parte, uh, ținând în cont câteva lucruri de bază, închinarea, predicarea, da, uh, oamenii care se mai pocăiesc sau nu se mai pocăiesc, Ducuri dintre acestea, da? O, da. Uh, trăim vremuri de mari provocări, dar dintotdeauna biserica și istoria bisericii ne confirmă că biserica a trecut prin mari provocări și cred că fiecare generație, Dumnezeu lasă provocări pentru biserică ca să poată să se apropie astfel și mult mai mult de Dumnezeu pentru a putea să aibă înțelepciunea de a ști cum să să găsească în provocări oportunități deosebite de a duce Evanghelia mai departe. Și în sensul acesta, și noi ca și biserică, ca de altfel multe biserici din țară, am suferit în ultima perioadă din cauza migrației. Mulți membri, membri tineri, membri până în vârsta mea, care au plecat dincolo, sau studenți, care sunt acum în bisericile baptiste, bisericile evanghelice, din Cluj, Timișoara sau alte centre universitare. Partea frumoasă este și partea cu care sunt mângăiat, este că ei sunt în biserică și acolo se, se implică. Mă refer la tinerii care au plecat din biserica noastră și din bisericile noastre. Partea mai puțin plăcută este că suntem mai puțin decât altă dată. Însă, Deși personal am fost puțin afectat în perioada anilor după 2010, când a început un exod destul de pronunțat și mai ales zona, zona mineră în care eram noi, zona monoindustrială în care nu, nu puteai să, dacă nu erai la mină și minele multe s-au închis, nu puteai să câștigi existența din altceva, mulți s-au îndreptat spre alte zone din țară sau spre vest a fost o perioadă de frământare pentru mine și ori de câte ori mă întâlneam cu cineva, într-un fel mă plângeam. Până când un pastor din Statele Unite, căruia am împărtășit ce se întâmplă, mi-a spus Plânsul nu rezolvă cu nimic. Te poți descărca, dar gândește-te la ce oportunități mai ai și pe cine mai ai în biserică, și zic mulțumesc Lui Dumnezeu că încă mai am, în comparație cu alții, am oameni care să slujească la toate slujbele și nu trebuie să umblu de la rugăciune, studiu biblic și predică. Uh, și atunci vorbind cu frații din din comitet am zis: "Hai să propunem ceva." Și asta a fost ce a declanșat, vreo 2 ani de zile am, am ținut asta, un fel de sărbătoare, în fiecare ultimă duminică din lună era o sărbătoare. Ce sărbătoare? Uh, ne-am zis, mergem la toți frații din biserică, le facem câte o poză, mai ales la cei în vârstă, și sărbătorim. Cei peste 80 de ani. Noi avem mulți în vârstă. Avem chiar în biserică trei membri peste 90 de ani, la 93 de ani. Și am mers la ei, am stat de vorbă cu ei, le-am făcut o poză, i-am îndemnat pe cei care pot să vină în seara respectivă și erau grupele, 85, 90, 80, 85, 70, 80 și apoi am coborât până la 15-20 de ani. Era o seară deosebită, o seară în care îi apreciam, ne rugam pentru ei care erau acolo în față, ne-am rugat pentru ei care nu, i-am pus pe videoproiector și i-am proiectat imaginele lor, mulți și aminteau despre ei. Asta am viorat biserica într-un anumit fel. Tot în perioada aceasta am refăcut orchestra bisericii și aici vreau să amintesc că slujirea care o avem și socială, ne-a dat posibilitatea să putem să implicăm și co pe copiii din orfelinat. În prezent mai avem 14 copii în casa de copii, am avut până în 20, s-au implicat foarte mult, au fost integrați în, în grupele de, de copii, în grupele de tineri, în grupele de, de la, la orchestră și în modul acesta Dumnezeu ne-a ajutat ca o provocare, să o vedem ca o oportunitate și să putem să Dăm un nou avânt bisericii. Dar, într-adevăr, problemele sunt, sunt diverse. Migrația, apoi a venit COVID-ul, dar și aici vă mărturisesc că a fost o ocazie deosebită în care, deși n-am fost pregătiți și cred că niciunul n-am fost pregătiți, așa ne-a luat pe, prin surprindere pe fiecare ce avem să facem acum. A? Și apoi am creat grupul de WhatsApp, am înregistrat predici, mesaje. Mi-aduc aminte și cineva îmi spunea, zice, frate postor, păi niciodată n-ai avut la predică de Paște atâta audiență cât ai acum. Pentru <laughs> că atunci unii veneau, nu veneau, puteau, dar acum era o audiență deosebită. Și pe lângă faptul ăsta, erau, erau membri din biserică care aveau părinții sau copiilor uh, nu erau pocăiți, nu erau dintre membrii noștri, dar au cerut celor din familie să îi ajute să poată să prindă și ei emisiunile și în modul acesta ascultau și ei, erau și ei expuși predicării Evangheliei și chiar mulți dintre cei care nu erau membrii noștri ne-au cerut, mi-au cerut să îi introduc în grupul de WhatsApp ca să poată să fie și ei la ceea ce se petrece și la slujbele și învățăturile pe care le dădeam. E, în felul acesta, chiar dacă a fost atunci o, parcă o piedică, și timp de, mi-aduc aminte, 8 săptămâni, am stat închiși în case, n-am putut să mergem niciunde, dar imediat ne-am repliat, ne-am rugat, credincioșii au privit lucrul acesta ca și o nouă oportunitate. Și Dumnezeu ne-a ne dat binecuvântare. Știu, vorbeam cu unii colegi problema, problema financiară, pentru că ne mai putând să meargă la biserică, nu mai putând să avem colecte, ce se întâmplă cu unii. În perioada respectivă, Dumnezeu așa a binecuvântat biserica din Lupeni și credincioșii, încât dărnicia a fost mai amplă, mai deosebită decât ceilalți ani. Și. Toate aceste provocări le-am luat ca și în niște, toate aceste, ca niște oportunități prin care să stăm mai aproape de Dumnezeu, să ne gândim cum să fim mai aproape și cum să ne rugăm. Și s-au format grupurile de rugăciune. Acum mereu și mereu am insistat și insist pe partea de relații pe care trebuie să le avem ca și credincioși, și ca și uh, slujitori ai bisericii. În comunitatea noastră de Hunedoara, în 2002, ne-am format ca și comunitate, Bisericile Baptiste din județul Hunedoara. Atunci, Dumnezeu a hotărât ca, prin votul fraților, să fiu ales ca și vicepreședinte, și exact pentru zona Valea Jiului. Aveam doar 5 ani de pastorație atunci și mă gândeam ce să fac eu acum, că nu știu cu ce se mănâncă slujba aceasta. Uh, și atunci i-am chemat uh, în birou la mine pe toți pastorii, toți pastorii, eram, eram atunci doi sau trei, uh, și uh, prezbiterii, și am hotărât ca în fiecare lună, în diferite biserici, în cele șapte biserici din, din Valea Jiului. să ne întâlnim împreună la un timp de o oră sau două de părtășie. Rugăciune, studiam un anumit subiect, și apoi programam uh, întâlniri. Fiecare știa că în duminica a doua sau a treia aș avea nevoie de un grup, de un predicator, de un prezbiter care să vină. Asta ne-a legat enorm de mult în perioada uh, din 2002 până, până acum. Uh, apoi, uh, în, ultima, în ultima duminică din luna noiembrie, aveam o sărbătoare comună cu toate bisericile, suspendau celelalte slujbe la ei, veneau ori la Lupen, ori la Petroșan, nu erau bisericile care puteau să acomodeze mai mulți credincioși. Și și asta deosebită, am dus-o mai departe la nivelul comunității, când Dumnezeu a hotărât ca din 2011 să devin președinte al comunității, am dus-o în toate cele trei zone ale comunității de Hunedoara, suntem împărțiți în trei, Valea Mureșului, în partea de nord, partea centrală Valea Hațelului și partea sudică Valea Jiului, astfel încât odată la două luni de zile mergeam în aceste zone și aveam părtășie cu frații. Cred că predicând Evanghelia și având părtășie unii cu alții, putem să răzbatem în fața multor provocări care vin și în ultima vreme vin asupra noastră. Acum, problemele legate de noile mișcări, de stânga și tot ceea ce înseamnă progresismul respectiv și cultura de stânga, eu cred că Dumnezeu nu ne va lăsa, iar noi trebuie să fim, trebuie să fim veghetorii. Și în privința asta trebuie să să rămânem ancorați în Cuvânt, iar predicarea trebuie să rămână o predicare biblică. Și la toate aceste provocări trebuie să răspundem cu, cu Sfânta Scriptură. Provocările acestea le-au avut bisericele la început, le-au avut de-a lungul viacurilor. Dacă citim istoria bisericii, bisericele care au rămas în Cuvânt, care l-au slujit pe Dumnezeu și care au ținut aproape și au păstrat pilonii din fapte 2, părtășia frățească, frângerea pâinii, părtășia în rugăciune și predicarea Evangheliei au răzbit și vom răzbi în continuare, deși diavolul va încerca, întotdeauna a încercat diavolul să distrugă Biserica lui Hristos, însă noi avem credința în ceea ce Hristos a spus, porțele locuinței morților nu vor birui. Asta ne dă credință și asta ne dă putere să ne ancorăm și să ne legăm de Dumnezeu mai departe și să putem să îi rămânem credincioși. Provocări sunt, dar trebuie să căutăm oportunitățile potrivite, biblice, prin care să răspundem la toate aceste probleme care vin peste noi ca un tăvălu. Așa este. Sunt lucruri care vrem, nu vrem, ne afectează și nu putem opri noi. Adică comunitatea creștină trece prin aceleași probleme, aceleași provocări ca oricare cetățean uh, al pământului acestuia. Și atunci diferența dintre noi face modul în care reacționăm, cum privim lucrurile și, bineînțeles, în nădejdea uh, întâlnirii cu Domnul Hristos. Suntem uh, întotdeauna cu gândul acesta că suntem copiii lui Dumnezeu și cu tot ce se întâmplă, chiar dacă se întâmplă rău, Dumnezeu este în control și știe el iar na, dorința noastră este să ne întâlnim cu Domnul cât mai repede. Dar ceea ce am observat și chiar vreau să întreb este cum vezi tu modul nostru de răspuns? Pentru că există două, două mari tendințe, poate una din ce în ce mai vizibilă. Omul, prin definiție, este egoist. Așa încearcă el să, să te protejeze, să tragă pentru el. Să... Asta e firea noastră pământească și luptăm cu, cu, să spunem, cu partea aceasta noastră. De pe de altă parte, creștinii de-a lungul timpului, și nu mai creștinii, și poporul Israel, dacă ne aducem aminte, vedem tendința aceasta. Uneori a încercat să se izoleze, să stea ascuns, să stea depărtat, datorită dușmanilor. E un, cele, un pasaj clasic. Cartea judecător e una dintre ele și nu numai. Când fiecare, de exemplu, în timpul lui să te ascunși prin văgăuni, prin peșteri, încercând să protejezi, să se protejeze și să protejeze ceea ce cultivau grânele, care, într-adevăr, erau furate, erau prăduite și rămâneau și cu foarte puțin. N-a fost asta. Asta a fost soluția omenească. Soluția lui Dumnezeu a fost ca să iasă la luptă, să trimite Dumnezeu un lider și să facă lucrul acesta. Tendința asta, după mii de ani, vedem că tendința aceasta o avem și noi. Și am văzut, probabil, și ai văzut și tu, Mircea, oameni care spune: Eu nu fac, eu nu vorbesc, eu stau deoparte, eu nu ies în față, eu mă rog, sau eu stau grijă de familia mea. Și sunt biserici și comunități care sunt foarte închise în, în cele pat, între cei patru pereți. N-au o abordare dintre acestea publică Asta la nivel de comunitate, dar și la nivel individual Sunt oameni care nu deschid gura în afară nu, nu trebuie să te dai nici cu cărămida în piept Că tu ai o altă viziune Dar în momentul în care poți să ai o atitudine Poți să spui Eu știu că tu interacționezi și cu comunitatea asta Să spunem didactică, academică la nivel Ești și profesor de religie Vreau să spun cum vezi tu lucrurile astea cum, cum, Că acolo la școală se discută o grămadă de lucruri și la vrei, nu vrei, la un moment dat trebuie să spui un lucru pe nume. Adică ceea ce spune Scriptura trebuie scos în evidență, deși uneori este în contradicție cu ceea ce societatea învață copiii și lumea. De asta zic. Cum vezi tu? Da, da. Din, din 97, de când, am, de când, am, venit la Lupeni, sunt profesor de religie la una dintre școlile gimnaziale din, din Lupeni. Uh, eu cred că Dumnezeu a, a lăsat o mare binecuvântare faptul că putem să, să predăm ora de religie și oriunde este posibil, păstorii și credincioșii trebuie să caute să poată să aibă oră de religie în școală. De ce? Pentru că odată ai o influență deosebită asupra copiilor. Eu m-am bucurat atunci când am venit, am preluat ora de religie de la o, o soră, era învățătoare, și uh, pentru că îndrăgeau foarte mult, copiii veneau mulți la religia baptistă, din alte religii, și așa au, au venit și la mine și uh, am avut un număr frumos, ore frumoase pe săptămână, uh, dar pe lângă faptul că poți să pui sămânța cuvântul Dumnezeu în inimile lor și să știți că ei, mai ales acum, în ultima perioadă, au întrebări foarte provocatoare. De multe ori nu reușesc să țin ora, că aproape o jumătate de oră trebuie să le răspund întrebărilor lor, de toate feluri, pentru că acum mass media și informația este mult mai la îndemână, o procură mult mai repede și sunt, sunt dorni să afle un punct de vedere. Deci, pe lângă faptul că, fiind profesor în, în școlile publice, ai acces la copii și nu numai doar la copiii care îți vin la oricum. Copiii din, din, din familiile credincioșilor baptiști îți vin la, la cursurile biblice, la școala biblică duminicală, dar vin și copiii din alte culte, cultele tradiționale și văzând modul în care noi ne rugăm, văzând modul în care începem timpul de, de oră, modul în care abordăm multe subiecte, ei sunt, se întreabă și sigur că merg acasă și pun întrebări părinților, dar apoi este și o altă oportunitate, este faptul că acolo în cancelarie, cu colegii, profesori, dezbatem de multe ori multe subiecte și pot să fie o voce prin care, chiar dacă, pentru că nu e rolul nostru să-i convingem aici, Duhul Sfânt convinge pe orice om și îl aduce la, la adevărul și la lumina adevărului Scripturii, dar putem să fim lumina care să trezim în ei anumite întrebări, care să genereze apoi în ei dorința de a cerceta mai mult, pe lângă faptul atunci când avem evenimente, am pregătit invitații și am invitat la anumite evenimente, ser de sărbători în biserică sau ser de evangelizare. Deci, cred că la societatea pe care, în care trăim noi acum, slujitorii și cei care am avut posibilitatea să, să urmăm un, un institut teologic și cursurile psihopedagogice, astfel încât să avem posibilitatea să predăm în școală, este o oportunitate deosebită pe care trebuie să o fructificăm. Sămânța Evangheliei în inimile copiilor și apoi discuțiile cu profesorii. Vă mărturisesc că săptămâna trecută Uh, un băiat, 14 ani, uh, le-am din clasa 1 la ora de religie, uh, provine dintr-o familie a părinți nu sunt membri în biserica noastră, uh, frecventează din când în când biserica noastră și mi-a scris pe, pe Facebook uh, domnul pastor, vin la dumneavoastră de mult timp la biserică, vreau și eu să mă botez. Au zise că duminică noi o să avem o slujbă de botez nou testamentală. Și am spus, bine, vin o duminică seara și stăm de vorbă și am stat duminică seara în birou și i-am pus câteva întrebări, dar ceea ce, ceea ce mi-a plăcut a fost determinarea aceasta lui și dorința lui, își informase părinții despre decizia lui și am spus, o să trecem prin cursurile de catecheză, o să treacă un timp, trebuie să te consolidezi tu, să vezi cât de dornic ești, dacă nu e de doar așa o, o decizie de moment. Asta m-a încurajat și mă încurajează să continuăm să susținem și să mergem în școlile publice și să vorbim copiilor, generației tinere, despre principiile Scripturii, pentru că în modul acesta ei vor putea să facă față tuturor ideologiilor de stânga care se propagă și care vin ca ca un mare trăgălug peste, peste noi. La vă, Domnului! Ne apropiem de încheiere acum câteva gânduri, câteva îndemnuri, așa ca și, să spunem, soluții din Sfânta Scriptură. Ce crezi că Dumnezeu ar așteaptă de la noi în vremurile acestea? Când întotdeauna închem cu un înden, cu un dar nu putem încheia altfel. Oricum ar fi situația, Sigur. oricât de negru am vedea în fața ochilor, nu putem să lăsăm lucrurile așa, așa că Dumnezeu întotdeauna are o soluție, are Scriptura uh, uh, pentru noi și acolo găsim viața, practic. Cuvântul Lui Dumnezeu este viață. Uh, cam ce am putea, te rog așa, din inima ta de păstor și uh, ca lider al, uh, al uh, creștinilor baptiști din, din România, te rog, ce crezi că am putea face? ar trebui să facem noi? Atât la nivel de lujitor, cât și la nivel de creștin de rând, da? Clar, vorbim de toată lumea. Acum, Dumnezeu este o persoană pozitivă și o persoană cu nădejde, care îi suflă nădejde fiecare dintre noi. Și în Scriptură ne-a lăsat unul dintre versetele care spune să vă dau un viitor și o nădejde. Așa că nu trebuie să, fim, să cădem în groapa pesimismului, noi ne încredem în Dumnezeu ca un îndemn pentru fiecare credincios și pentru fiecare persoană este să ținem aproape de Cuvântul Dumnezeu, să studiem Scriptura. Un îndemn pentru noi predicatorii este să predicăm Biblia, să predicăm, să predicăm doctrinele Scripturii și să predicăm de o bună perioadă de timp. Am început să predic pe cărțile Bibliei. Asta mă ajută enorm pentru că nu mai pierd timp pentru a găsi un nou, un nou pasaj și ajută și pe credincioși, știind dinainte care este pasajul următor, își pot studia și ei textul, pot să-și adapteze pentru programul de închinare mesajele care le au, cântările, poeziile. Ceea ce vreau să vă las tuturor sunt cuvintele care pentru mine sunt deosebit de importante. Cuvintele pe care Dumnezeu le-a lăsat pe robul său Moise, în cartea de Euteronom, capitolul 18, versetul 13. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. La Dumnezeu este mădejde, Biserica lui Hristos este în mâna lui Hristos, El este capul, orice probleme ar veni asupra noastră, când rămânem lângă Dumnezeu, lângă cuvântul său, predicând cuvântul, ajutându-i pe oameni să redescopere adevărurile Scripturii, pentru că trăim, e adevărat, trebuie să recunoaștem, într-o perioadă în care chiar și credincioșii bisericilor cunosc destul de puțin sau își fac destul de puțin timp. Dar prin predicarea Evangheliei, prin studii biblice, să ajutăm pe oameni să redescopere frumusețea cuvântului, să redescopere principiile Scripturii, astfel încât viețele de familie, viața tinerilor, viața vârznicilor să fie pe această coordonată a Scripturii și astfel Dumnezeu va binecuvânta viața noastră și viitorul nostru. Amin! Frate Mircea, frate Amin. pastor, Mircea prietene, drag mulțumesc foarte mult pentru discuția din seara aceasta. A fost o bucurie, o încântare pentru mine să stăm de vorbă. Să ne auzim și, într-adevăr, să ne uităm așa de sus, prin lumina Scripturii, asupra ceea ce se întâmplă în zilele noastre, asupra vieții noastre. Slavă Domnului că încă este lumină, încă este har, încă este timp pentru schimbare, pentru bunătățire. Mulțumesc pentru îndemnul de la sfârșit. Noi ne rugăm aici pentru, pentru tine, pentru lucrarea din Valea Jiului, pentru ceea ce se întâmplă acolo și în țară. Dumnezeu să ne dea lumină și mai să dea tot ce are nevoie astfel încât lucrarea aceasta să propășească în Biserica din Lupești și apoi în comunitatea de Hunedoara și, bineînțeles, la nivel național. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu tare mult încă o dată pentru invitație și pentru această oportunitate de a fi cu telespectatorii voștri. Dumnezeu să vă binecuvinteze și în mâna Lui să fim mereu! Amin! Amin! Timați prieteni, și dumneavoastră vă mulțumesc în seara aceasta pentru timpul dumneavoastră, mulțumim că ați fost cu noi, ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem o seară binecuvântată. La revedere!